Municipiul Vulcan se află în plin proces de stârpire a insectelor, rozătoarelor și dăunătorilor. Primarul Gheorghe Ile spune că a contractat servicii de la o firmă specializată și că din această săptămână sunt vizate toate cartierele și zonele orașului, care acum sunt toaletate de vegetația care a crescut din cauza ploilor. Trebuie să spun că vin căldurile și ne pregătim în acest sens, atât în cartiere, cât și pe bulevardele principale ale orașului, să facem dezinsecția pe zonele verzi pentru căpușe. Iată că sunt foarte multe persoane care au reclamat la spital că au fost mușcate de căpușă și sunt periculoase. În acest sens am demarat acest sistem de dezinsecție. În al doilea rând, deratizarea trebuie să o facem la locuințele unde avem persoane mai cu probleme, mai necăjite, și să nu avem mai târziu necazuri cu șobolanii, cu șoareci și așa mai departe, cu insectele în blocuri. Urmează școlile, că au terminat copiii vacanța și pe perioada verii să steie aceste săli de clasă, să steie închise o perioadă, deoarece deratizarea nu este suficientă doar numai pentru o zi, aia este o dezinsecție, numai deratizarea se face cu substanțe mult mai puternice. În Vulcan sunt deja văzuți pe străzi cei care au câștigat licitația pentru acest serviciu, care se face cu o firmă de profil și fiecare spațiu verde este pulverizat cu substanțe care să ucidă insectele. Este prima acțiune de acest fel care are loc în Valea Jiului, pentru că în restul orașelor nu s-a recurs la metoda dezinsecției împotriva insectelor. Peste 50 de factori poștali se întrec la Petroșan pentru prima dată de când există acest marș al poștașilor. A fost alegerea celor ce conduc filiala județeană, iar poștașii sunt încântați de competiție. Cât despre meseria pe care o practică, oamenii care mereu au adus veștile acasă până la inventarea online-ului spun acum că ei au rămas aceiași, doar vremurile s-au schimbat. Este foarte greu și foarte dificil, în special că lucrez cu oamenii și toți sunt suciți în ziua de astăzi, nu știi cum să-i împaci. Și nu știu cum să fie bine și pentru ei și pentru noi. Spuneți-mi, participați sâmbătă la acest marș? Bineînțeles. Ce sperați? Deocamdată nu mai sper, că am fost în tinerețe unde am luat câțiva ani în rând locul întâi și acum deja mi-au trecut ani, aștept generația din urmă să vină să câștige. E greu concursul ăsta? E destul de greu. Îți trebuie un pic de condiție fizică. Fiecare dintre acești oameni pe care îi vedem că pun ceva în cutiile poștale, muncesc în ploaie, soare, vânt, ori ninsoare și parcurg zeci de kilometri pe jos, ori cu ajutorul mijloacelor de transport, cu o geantă foarte grea în spate. S-au obișnuit, iar întrecerea de sâmbătă este prima care îi implică pe cei de aici, exact la ei acasă. Este o ediție, ca să spun așa, inaugurală în Petroșan, pentru că, din câte știu, este pentru prima dată când o ținem în Valea Jiului. Suntem la 39-a ediție acestui concurs sportiv, ca să spun așa. De fapt, el se cheamă Marșul Factorilor Poștali, ediția 39. Este un concurs care vine din vechime și se adresează tuturor factorilor poștali care știți foarte bine și dumneavoastră că noi avem, într-un fel spus, o colaborare. Ca să spunem așa, suntem cei care intrăm atât în casele și în sufletele oamenilor cu vești, cu bune, cu rele, cu scrisori, cu ziare, cu informări și așa mai departe. Competiția are loc pe stadionul Știința al Universității din Petroșani, de la ora 11. Așteptăm să participe în jur de vreo 50 de participanți, cel puțin. Din păcate spun 50, noi suntem foarte mulți în județul Hunedoara, dar dat fiind faptul că media de vârstă este din ce în ce mai înaintată, avem din păcate tot mai puțini candidați care pot să facă față cerințele concursului. La acest concurs, poștașii trebuie să marșăluiască pe o distanță de 3.000 de metri, femeile, și 5.000 de metri, bărbații. Locurile 1, 2 și 3 se premiază în bani, iar primii de la fiecare categorie merg la întrecerea națională, care în acest an se ține la Alba Iulia, în anul centenarului.
Rectorul Universității din Petroșani, profesorul universitar Sorin Radu, va face parte dintr-o delegație condusă de Teodor Meleșcanu în Turkmenistan. Alături de rectorul universității de la noi pleacă și alți coordonatori a universităților din țară, care au studenți din această țară și care au capacitatea de a atrage și susține cursuri special pentru această parte a lumii. Fac parte dintr-o delegație condusă de domnul Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe. Mai merg împreună cu mine încă alți 6 rectori din universități din România la un târg de prezentare a universităților românești. Am fost invitați de către ambasada Turkmenistanului la București, de către domnul ambasador, tocmai pentru faptul că avem studenți din Turkmenistan la Petroșani, ca și în alte câteva centre universitare. Și se pare că acești studenți sunt mulțumiți de modul în care își însușesc cunoștințele, de condițiile din cămin, de cantină, de ceea ce li se oferă la Petroșani. Scopul deplasării este acela de a atrage și alți studenți în centrul universitar de la Petroșani, iar discuțiile se poartă la acest târg, oferta educațională fiind ofertantă pentru acești studenți. Vrem să promovăm în mod deosebit masterele în limba engleză, atât la inginerie minieră, cât și la mașini și echipamente miniere. Nu neglijăm de asemenea și faptul că poate să vină studenți din anul întâi, pentru că avem acreditat și anul pregătitor de limba română, un alt atu care nu l-aveam până la anul trecut. Universitatea din Petroșani are studenți din Turkmenistan, încă din anul 2015. Sunt 7 dintre cei care studiază ingineria minieră. Nu au venit cu valul refugiaților și nici nu sunt din rândul celor ce fug de război, ci au venit cu gândul să se întoarcă înapoi în țara lor după absolvirea studiilor. Ei au bursă din partea Ministerului Român al Educației și sunt o prezență constantă la cursuri. Liberalul Petre Drăgoescu nu mai este consilier local, după ce și-a înaintat demisia, ce a survenit ca urmare a deciziei instanței judecătorești, ce l-a desemnat incompatibil. Locul său va fi luat tot de un liberal, iar potrivit celor din conducerea locală a PNL, acesta va fi cel mai probabil Vlad Lăutaru. Dacă va accede în forul legislativ local, va fi cel mai tânăr consilier local, care la 27 de ani va reprezenta liberalii din Petroșani. Vlad Lăutaru lucrează la Insemex și este președintele tineretului liberal din Petroșani, iar Petre Drăgoescu rămâne să ocupe funcția de director tehnic al Societății Naționale de Închideri de Mine din Petroșani. Drăgoescu a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, deși inițial a avut câștig de cauză la Curtea de Apel Alba, însă în alta Curte de Casație și Justiție a casat acea sentință și a menținut raportul ANI. În anul 2014, ANI l-a declarat incompatibil pe Drăgoescu pentru faptul că a ocupat simultan funcția de director general al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiulei, dar și cea de consilier local. În momentul în care Petre Drăgoescu a fost numit director general al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiulei, a solicitat Agenției Naționale de Integritate un punct de vedere referitor la o eventuală incompatibilitate. Atunci, ANI a susținut că nu există o astfel de problemă.